În momentul în care noi suntem răniți, ieșim dintr-o relație și cădem în postura de victim. Nu conștientizăm care e adevărata problemă și anume că, bă, atrag în viața mea numai oameni de nimic. Eu sunt un nimic, că eu nu sunt suficient de bun încât oamenii valorosi să vină în viața mea. Tu dacă erai bine cu tine, nu mai lăsai toxicitatea în viața ta. Indiferent că ești într-o relație și te frică să te desparți, Indiferent că ești singur și ți-e frică să intri într-o relație, cauza reală este... Foarte multă lume spune că a da. așa sunt eu, sunt o persoană foarte geloasă sau așa sunt eu, sunt o persoană da. foarte pozitivă. Noi uite așa venim pe pământul ăsta. Dacă ar fi să mă gândesc care sunt cele mai importante trei lecții pe care eu le-am învățat despre relații, despre cum să ai o relație fericită fără să mai suferi în ultimii șapte ani, Cred că ar fi cele despre care o să urmează să discutăm astăzi. Uh, salutare, sunt Cristian Stan, autorul cărții Arte ATUB uh, și gazda podcastului te iubi. Și bine ai venit la un nou episod alături de iubita mea, Diandra. Uh, Diandra, bine ai revenit. Bine v-am regăsit. Și o să intrăm direct în pâine. Aș vrea să menționăm întâi de ce este atât de important ce urmează să discutăm. Sau de ce crezi tu că este important să știm cum să avem o relație fericită fără să mai suferim? Pentru că de cele mai multe ori, ce ne impactează cel mai mult în viața asta sunt relațiile pe care noi le avem cu alți oameni. Și atunci, dacă noi avem o relație nefericită, să o numesc așa, ajungem să credem despre noi că suntem proști, iartăm okay. limbajul, că da. nu suntem buni de nimic, că nu suntem demni de nimic, că de ce ar vrea cineva să fiu în viața lui sau ei, de ce care e rostul meu aici dacă eu nu sunt în stare să stau lângă niciun om. Okay. Și pot avea un impact atât de negativ asupra ta încât tu să-ți reconsider toată existența ta. Și valoare ca om și tot. Exact, exact. Valoare, principii, tot, tot, tot. Toate lucrurile de care ești tu în stare, tot ceea ce, toate planurile tale, tot, 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 tot este pus sub, sub semnul întrebării. Adevărul că tot ce avem în jurul nostru sunt doar relații. Adică avem o relație da. cu noi înșine, o relație cu cei din jur, o relație cu obiectele pe care le avem, cu obiceiurile pe care le avem. Pentru că se pune problema dacă nu ar mai exista absolut niciun om pe planetă în afară de tine, cel mai probabil 99% din toate problemele tale ar dispărea. Da. Așa că există câteva situații în care se tot regăsesc cei care sunt în comunitatea noastră. Încep o relație care merge bine pentru câteva luni sau poate un an, însă apoi se întâmplă ceva. Lucrurile se schimbă, într-un fel sau altul. Și ei ori ajung să creadă că ei au greșit cu ceva, că ei nu sunt suficient de buni sau că ar trebui să ofere mai mult încât să-l convingă pe partener să fie iar, iar cum era la început, ori partenerul se schimbă brusc și devine extrem de toxic, ce înseamnă toxic, înseamnă că pur și simplu te face pe tine să simți că tu ești motivul tuturor problemelor sau tu ești de vină pentru că relația nu mai merge bine. O persoană nocivă pentru da. tine Se folosește de fricile tale Încât să te blocheze în acea relație Iar din cauza faptului că tu spiezi încrederea în tine Sau nu crezi că e suficient de bun Tu nu vrei să renunți la relația respectivă Ori, poate chiar te desparți de omul respectiv Însă ajungi iară să cauți și partenerul potrivit sufletul pereche, iar ajungi într-o relație, spui, Doamne, cât de compatibil suntem, cât de e persoana perfectă, este omul pe care l-am căutat constant, iar după un an lucrurile se întâmplă din nou. Am văzut asta repetându-se constant, constant, încât mi-am dat seama că există ai aici un tipar. Lucrurile nu, da. se, nu se întâmplă pentru că ai ghinion sau pentru că n-ai găsit partenerul potrivit sau nu. Există câteva lucruri pe care noi, ca indivizi, le putem face mai bine, pe care în momentul de față le facem destul de bros, într-adevăr, pe care sunt sigur că aceste trei lecții despre care urmează să discutăm uh, le vor rezolva. Pentru că odată ce înțelegem aceste trei lecții, eu cred cu adevărat că putem să avem relații fericite fără să mai suferim. Așa că, uh, îi dăm bătaie? Uh, da, dar aș vrea să fac o completare la rog. ce ai spus. Că... Într-un fel, în momentul în care ajungi să suferi în relația de cuplu și să îți iei șutul ăla în fund în relația de cuplu, e deja prea târziu, părerea mea. În ce sens prea târziu? Toți oamenii cred că doar în momentul în care tu ești într-o relație de iubire, într-o relație de cuplu, poți să fii alături de o persoană toxică. Tocmai pentru că termenul de relație la noi în cultura noastră te duce efectiv cu gândul la relație de iubire. Mm -hmm. Nu să dai seama că există și o relație de colegialitate, o relație de amiciție, o relație de rudenie și de așa familie, mai departe. Exact. Toate sunt relații. Și atunci, mi se pare că ceea ce nu conștientizăm noi, și dacă am conștientizat, cred că ne-ar ajuta mult mai tare, să conștientizăm faptul că această inteligență emoțională sau dezvoltare personală, cum este foarte utilizat termenul în zilele noastre, mm -hmm. uh, te ajută nu doar în relația de iubire, ci te ajută, ea dă tonul în toate relațiile pe exact. care tu le ai în viața asta. Adică, în fiecare legătură pe care tu o ai, chiar și cu, cu tine însuți, cu hainele tale, cu obiectele din casă și nu mai zic Obiceiuri, de persoane. Gânduri, etc. exact. Și nu mai zic și de persoanele din viața ta, toate astea pleacă de la inteligența asta emoțională pe care tu o ai sau nu o ai. Uh -huh. uh, așa este. Um... Mi se pare că relațiile de iubire sunt pentru foarte mulți dintre noi acel moment în care realizăm că ceva nu merge cum trebuie sau avem oportunitatea să realizăm chestia asta. Avem sacă. oportunitatea să realizăm că ceva nu merge cum trebuie, dar de cele mai multe ori noi atunci realizăm doar că am fost părăsiți. Da. Nu că ceva n-a mers bine sau că e ceva neregulă la tine, ci doar că ai fost părăsit și te doare că ai fost părăsit. Da. Dar și în continuare... Dacă tu realizezi că ai fost părăsit, nu înseamnă că realizezi și că trebuie să faci ceva pentru tine. Ei, aici cred că intervine prima lecție despre care o să vorbim astăzi. Prima lecție este următoarea. Cât timp nu ai o relație bună cu tine, nu poți avea o relație bună cu altcineva. Dacă tu nu ai o relație bună cu tine însuți, tu nu o să poți să ai o relație bună cu nimeni. Și de ce spun eu asta? De ce cred eu asta? Iar apoi să facem cumva un, un ping-pong, o dezbatere, fiecare să spună părerea. Uh, tocmai asta este, cred eu, acea lecție care te ajută să înțelegi că toate relațiile din jurul tău, cu toți oamenii din jurul tău, sunt mereu o reflectare a cine ești tu. În momentul în care tu te uiți la relațiile din jurul tău și vezi Uite, astea de prietenie merg cât de cât sau poate și astea scărție puțin sau uite, relația cu familia. Nu simt că pot să am încredere în familie, nu simt că am o comunicare bună cu familia, nu simt că ai mei au încredere în mine sau că mă susțin cu adevărat. Și după poate te uiți, a, stai așa că, uite, se pare că și relația cu iubita e ceva de genul ăsta, nici ea nu are neapărat încredere în mine sau conversațiile noastre nu sunt neapărat bune sau nu putem să ne deschidem unii cu ceilalți sau eu prefer să-i doar părțile mele bune, mi-este frică că o să mă critique pentru părțile mele mai puțin bune. Încep să vezi că, de fapt, există, din nou, tipare în toate. În, în toate. Există puncte care se regăsesc în, în toate și în momentul ăla stai și te gândești, băi, stai așa. De ce toate relațiile din, din viața mea sunt așa? Și în momentul ăla, bineînțeles că primul gând pe care îl ai este, eu nu sunt suficient de bun... Eu nu știu ce să fac Eu nu am încredere în mine Eu, 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 eu Sau cazi în postura de victimă și te gândești Vai, eu întâlnesc numai oameni de nimic mm. Oameni care nu merită încrederea mea Oameni pe care nu pot să-i cred În care nu pot să-mi pun baza și așa mai departe Deci ori Bine, ambele sunt o postura de victimă Dacă stai să o gândești Doar că da. una e o victimizare Una arăt spre ceilalți, una arăt una spre tine mm. da. <coughs> și tocmai Tocmai asta este, de fapt, fix jocul ăsta, oricare spre ceilalți, oricare spre tine, este punctul în care reușești să realizezi pentru prima dată, bă, nu am o relație bună cu mine. De ce? Pentru că dacă eu pot să țin în viața mea relații care nu sunt potrivite pentru mine și nu am puterea să mă despar de ele, trebuie să-mi dau seama că, băi, de ce nu pot să mă desprind de chestiile astea? Băi, nu pot să mă desprind pentru că nu am încredere în mine, pentru că eu nu cred că merit mai bun sau ce cred eu că este cel mai grav. Eu sunt atât de obișnuit cu acest, cu acest gen de relații, încă nici măcar nu-mi dau seama că lucrurile nu, nu merg bine. Eu am impresia că ăsta e normal și că și ar trebui să, să fie relațiile între oameni. Să nu fie un loc de bucurie sau un loc unde în care să nu fie un loc de relaxare, ci tocmai. Să fie cumva locul ăsta, în care eu trebuie să stau să mă cer cu toți, să reacționez la toți, să le fac tuturor pe plac să să fac toate lucrurile care mie de fapt nu-mi nu convine aparat, pentru că sunt atât de obișnuit cu a face a face în continuare lucrurile astea cu riscul de a mă repeta, dar asta e, mm -hmm. repetăm până când o să mai fie nevoie de, de noi ca să zic așa, dar ai zis că pentru ei ăsta e normalul, că ei efectiv nu au cu ce să compare, nu au de unde să știe și așa e și ajungem la ce am discutat în, la ședința de mentorat de acum două zile când uh, am stabilit clar că totul pleacă din copilăria noastră. Da. Și eu personal n-am fost și în continuare nu sunt neapărat adepta acestui... Nu neapărat copil interior, pentru că aici sunt adepta și am înțeles locul, rolul și așa mai departe. Și am înțeles uh, importanța relației mele cu acel copil interior. Dar nu sunt adepta chestiilor de dute în trecut și îmbrățișează copilul. Pentru mm -hmm. că eu una nu am putut face asta. Poate sunt persoane care da, au putut face asta. nu? În ce sens n-ai putut să o face? Mm, Am simțit că m-a ajutat suficient să conștientizez ce s-a întâmplat și de unde vine chestia asta. Nu simțeam neapărat că copilul mai are vreo, vreo traumă în legătură cu chestia asta. Ok. Adică simțeam că simplu fapt că e conștientizată și că e ancorată în realitate în sensul că vede situația faptică așa cum a fost, nu amplificată de trăirile de atunci, ajută. Ok. Ideea e că tu conștientizezi lucrurile astea cu mintea de acum. Da. Complet de acord, da, dar asta îți spun. Faptul că eu cu mintea de acum am putut să-i explic copilului de atunci că uite, faptul că n-ai avut voie la desene nu însemna că n-ai făcut-o suficient și pur și simplu îți strica o ochii, nu știu, uh -huh. dau, dau un exemplu, L a, a ajutat-o pe Diandra mică să înțeleagă lucrul ăsta. Eu poate că nu știu, n-am lucrat suficient de mult cu mine, dar nu am putut să rezonez cu chestia asta de închide ochii, ochi, dute și îmbrățișează copilul. Nu. Ok, da, nu înțeleg înțeleg, că nici, da. -am, nici eu nu rezonez neapărat. Este să merg pe ceva mai practic, adică, cum ai spus și tu, să conștientizezi, însă pericolul aici mi se pare că cădem într-o iluzie. Gândurile pe care sunt gândurile pe care suntem dispuse să le punem la îndoială sunt gândurile pe care oricum le conștientizăm. Fix gândurile pe care nu suntem dispuse să le punem la îndoială sunt cele pe care nu le conștientizăm ceea ce spune chestia asta este că noi putem să conștientizăm o mică parte din ce s-a întâmplat acolo pentru că nu suntem conștienți de lucrurile care sunt de fapt, care sunt de, de, fapt importante și care ne afectează cu adevărat. Da, da, uite, eu simt și în momentul de față și și în momentul de față când mă gândesc la Diandra mică, o văd, o, o văd pe Diandra fericită, jucându-se cu două codițe cum aveam eu și eu când mă gândesc la mine mică mă gândesc numai cu compasiune și numai cu iubire nu, nu e uh -huh. nu e niciun gând de frecvență joasă pentru că nu aș putea cum să am vreodată față de copilul ăla atât de inocent și atât de frumos și de dulce și de pâinea lui Dumnezeu să uh -huh. am vreodată un gând de energie de joasă uh -huh. energie să zic vai de Andra faptul că nu știai să dai pe tricicletă la șapte ani înseamnă că nu ești bună din nimic Oare copilul ăla nu a trăit niciodată Momente de frică, de panică, de lipsă de încredere? Ba da, le-a trăit, dar asta îți spun, că am lucrat pe partea asta, okay. am ancorat cu efectiv evenimentul care a fost, nu evenimentul amplificat da. de trăirile mele și eu prin asta simt că am vindecat. Okay când am luat situația, am disecat-o, am văzut că nu era așa, că era pur și simplu doar amplificată de mintea noastră, cum exagerăm noi de obicei când gândim ceva. Ok. Și să vadă cu adevărat că nu are motiv să-i fie frică în situația X, în situația Y sau așa mai departe. Motivul pentru care te întreb asta, pentru că, uite, în cazul meu, în cazul meu, eu am avut momente, de exemplu, în care adesea am fost singur acasă. Pentru da. că părinții erau la muncă. Sau, din cauza faptului că ei munceau atât de mult, erau momente când acasă se vorbea pe un ton mai înalt. Uh, nici nu știu dacă. Eu nu-mi aduc aminte foarte mult chestiile astea, mi-aduc aminte doar frecvent, doar anumite momente, din, tocmai pentru că s-a întâmplat atât de, de mult. Uh, mi-aduc aminte că erau certuri cu fratele meu mai mare, care tot făcea prostii, eu eram acolo de față, care erau destul de puternice pentru un copil. Eu aveam 4-5 ani când se întâmplau lucrurile astea și auzeam certuri și lucruri de genul. Și minte că mă ascundeam sub plapumă și stăteam așa, oarecum făceam pe mortu, încât să nu se mai cum să zic, să nu devin și eu un motiv în plus. Nu, nu mi-era frică da. să vină și să facă ceva. Dar mă gândeam, bă, oricum e toată tensiunea asta în casă, hai ne bă, să nu mai fac eu ceva, știi, să nu, mai, să nu mai fiu eu un motiv în plus pentru toate certurile astea. Și asta m-a făcut pe mine ca și om în sine, să adopt foarte multe comportamente pe parcursul vieții prin care să respect promisiunea asta pe care eu mi-o făcusem atunci eu nu o să creez niciodată probleme în casa mea eu o să încerc să fac toate lucrurile bine o să încerc să îi fac pe ei mei mândri încât să nu fie o problemă în plus pentru că simt că în felul ăsta o să detonez cumva sau de cum se numește când dezamorsez deza exact, o să dezamorsez cumva toată tensiunea asta din casa mea și o să fim în final fericiți pentru că asta facem noi, ca și copii, fără să ne dăm seama. Noi ne asumăm responsabilitatea. Dar ca să pot să închid cumva capitolul ăsta. Gândește că eu am crescut 27 de ani cu comportamentul ăsta. Zic că l-am da. adoptat pe la 3-4 ani. Da. Și l-am dus până la 27. Am crescut 23 de ani cu comportamentul ăsta. Că avea pe la 27 de ani. Adică acum 2 ani de. am început să conștientizez asta de când am început și eu să fiu mai pasionat. De asta, de asta cred că e atât de important ceea ce facem acum. Pentru că aduci punctul ăsta de conștientizare de care zici tu. Dar eu am devenit conștient de impactul pe care l au avut acele, acel mediu, în primul rând, pentru mine ca și copil. Am devenit conștient de... Comportamentele pe care eu am decis să le, să le fac de atunci înainte, în mod inconștient, cumva ca un mecanism, se numește mecanism de apărare, adică cum am decis eu să mă comport sau să mă schimb pe mine ca și om, ca să încerc să detenționez situația în familie. Și mai mult, am devenit conștient că eu am tot cărat comportamentele astea după mine până la 27 ani. De ce? Pentru că ce înveți la 3-4 ani pe cam cu aia rămâi de atunci înainte, pentru că tu înveți la 3-4 ani cum să te comporți în, într-o anumită situație, fără să ne dăm seama, noi cumva perpetuăm treaba asta, pentru că înveți la 3-4 ani, tu aplici și la 4 și jumate, la 5, la 6, adică începi să le aplici atât de mult în viața ta încât devine o normalitate să te comporți în felul ăla, și te trezești pe la 27 ani și zici, Bă, de ce am făcut eu toate chestiile astea? Și Lucru care, pe care încep să le vezi în relațiile tale. Pentru că, uite, la rândul meu, intru într-o relație, încerc să fac pe toată lumea fericită, toată lumea să fie bine, toată lumea să aibă tot ce are nevoie. Uh, Cristian, vrei și tu aia să vrei și tu? Nu, 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 stați liniștiți că nu se pune problema. Renunț constant la mine, la nevoile mele. Și după aia vine un moment de la când îi zbucnesc. Da. Vreau să aia, vreau să... A că în... tu nu ții cont de părerea mea. Pe nu mă ascultă nimeni și îi zbugnesc. Și ce îmi spui, poate unde a venit chestia asta? Că noi l-am întrebat, l-am am încercat să ne ocupăm de dar el, a zis că nu are nevoie. Pentru că comportamentul meu până la 27 de ani asta a fost: Eu nu am nevoie. Eu nu am nevoie să ocupe nimeni de mine, eu nu vreau să fiu o problemă pentru mine, eu sunt independent, eu. Nu. Bă, voi dacă aveți nevoie de mine, mă ocup eu de voi, dar voi de mine nu, că nu. Dar nu pentru că nu aveam nevoie cu adevărat, ci pentru că eu am învățat în mod inconștient să mă comport în felul ăsta. Și îți dau dreptate cu asta și o să, o să menționez la, la lecția 3 de ce tot mai pun întrebările astea cumva de clarificare pentru tine. Eu am realizat, știi, și bineînțeles că nu m-am dus în trecut, n-am luat în brațe pe nimeni, n-am nu știu cum, că nici eu nu rezonez cu chestia asta, dar am încercat să mă uit la comportamentul meu din prezent. Zic, bă, când am învățat eu prostiile astea pe care le fac astăzi? mi-am dat seama, bă, undeva pe la 3-4 ani când auzeam eu chestiile astea la mine în familie, care sunt, băi, să fim serios, se întâmplă în absolut, mă rog, se întâmplă majoritatea familiilor, nu pot să mă pronunț, sunt, sunt sigur că sunt și excepții, dar în majoritatea familiilor se întâmplă lucrurile astea, tocmai pentru că, nici părinții nu sunt bine cu E o ciclitate. Exact, e ciclitate. Se transferă de la generație la generație comportamentul ăsta pentru că nu-l punem niciodată la îndoială. Exact ce spuneam. Da, da, asta nu e o scuză. Nu e, nu e. de asta suntem aici. Hai să ne trezim, alo! Gen, ăsta e moțiu pentru care Adică eu cel puțin n-aș accepta niciodată din partea părinților mei să vină să-mi zică, da, de Andrada, ne-am comportat așa pentru că nici noi n-am știut mai mult. Da. Eu n-aș putea. Pentru că ne trezim. Da, adică nu aș putea să să accept, nu știu cum să zic în, în interiorul meu da, i-aș ierta că sunt părinții mei și inevitabil e legătura, n aici ce da. să-i faci dar n-aș putea accepta că asta e scuza ta bă, așa am fost noi educați acceptă da. chestia asta, nu pot pentru că văd, da, acum am crescut am o vârstă și-mi dau seama că condiția noastră umană poate fi depășită constant dacă noi ne dorim lucrul ăsta și acum ca să mă întorc puțin la ce ai spus tu, noi uite așa venim pe pământul ăsta Tabla alba. Tabula alba, rog. Da, fără să scrie acolo că vai Cristian, dacă tu spui că ți-e foame deranjezi, vai Diandra, dacă tu îți lași părul lung, lași prea mult păr prin casă și nu, nu știu ce. Nu, noi am venit goi. Fără vreo identitate, ca să zic așa, fără vreo identificare cu tu ești mai bătăios, tu ești mai acid, tu ești mai timid, tu ești mai așa, tu ești mai așa. Și toate întâmplările care s-au adunat în viața noastră au pus câte o cărămidă peste cărămidă, peste cărămidă, peste cărămidă doar că ce nu ne-am dat seama că unele cără, cărămizi erau ușor crăpate ca să zic așa și uh, dezechilibrau toată fundația, mm -hmm. toată construcția și de asta tu la 27 de ani, ok, ai fost, ai conștientizat chestia asta și te-ai seama că Cristian, stai așa puțin că chestia asta nu face parte din identitatea mea. Pe, păi, apropo de metafora ta, am tot simțit constant cum mi se clatină pământul sub picioare, tocmai pentru că n aveam o fundație. Apropo de asta, că se dărmau cărămizile alea care erau puse prost și eu tot picam din gaură în gaură constant. Asta zic. Și ți-ai dat seama că stai așa puțin că chestia asta nu face parte din identitatea mea, e tot un mecanism de apărare pe care eu l-am adoptat nu e un mecanism cu care rezonez neapărat sau care mă lasă să fiu cine sunt eu cu adevărat, pentru că asta mă enervează și la mă rog, eu acum sunt puțin hateri ți recunosc, dar îmi asum asta mă enervează și la persoanele din ziua de azi știi că foarte multă lume spune că a, da, așa sunt eu, sunt o persoană foarte geloasă sau așa sunt eu, sunt o persoană da. foarte posesivă sau așa sunt eu sunt, nu știu nu mai îmi vin alte adjective în minte dar Timidă, nu știu cum da, din... dar noi nu venim pe pământul ăsta nici geloși, nici posesivi nici timizi, nici introvertiți, nici extrovertiți noi venim toți la fel o să fac o mică paranteză Venim. Avem, avem, avem anumite înclinații. Inclinații, da, 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 exact, da inclinații. că, nu știu, când cineva se naște și are o înclinație spre a deveni artist sau ai o înclinație spre a simți lucrurile mai profund, a, spre a fi mai empatic. Da, exact, da, 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 da. Adică, nu, să nu ducem în partea da, da. da, dar nu se naște nimeni gelos, nu se naște da, nimeni exact. posesiv. Da. sunt lucruri pe care le înveți. Și toate chestiile astea, gelozia, posesivitatea, zi. Controlul ăsta da. emoțional și. Peste frica, limite. în primul rând, frica de abandon, frica de a fi respins, frica de eșec. Asta sunt lucruri pe da. care le înveți. Dar ce vreau să zic cu această gelozi... gel... gelozie. gelozie și cu această posesivitate este faptul că noi ajungem atât de bine să ne identificăm ca fiind niște persoane geloase sau niște persoane foarte posesive încât ajungem să ne comportăm ca o persoană geloasă, ca o persoană posesivă, ca o persoană anxioasă, ca o persoană depresivă, până când ajungem în punctul ăla de să fim cu adevărat o persoană geloasă, posesivă, depresivă, anxioasă și așa mai departe. Doar că niciodată gelozia nu o să aibă legătură cu persoana de lângă, cum nici posesivitatea nu o să aibă legătură da. cu persoana de lângă. Și am învățat asta foarte târziu. Și vreau să dau. Uh, un exemplu din viața noastră personală care să lege cumva ceea ce am spus, comportamentele pe care le învăță pe parcursul vieții uh, cu impactul pe care l au astăzi, încât să se înțeleagă de ce dacă nu ai o relație bună cu tine, nu poți să ai o relație bună nici cu cei de lângă. Toată lumea se așteaptă să vină uh, persoana potrivită în viața noastră care o să ne iubească și o să ne ofere toată iubirea yeah. pe care o merităm și atunci lucrurile o să fie bine. Și să spun nu, nu este adevărat. Cât timp tu nu ești bine cu tine, nu o să ai o relație bună nici cu ceilalți. De, de ce? Uite, tu ai venit în viața mea. Un om care știe să iubească, un om care ai fost loial, un om care mai comporta mereu doar cu respect și cu, lo și cu loialitate, cu afecțiune, cu atenție, cu tot ce am vrut. Adică exact așa cum te aștept să te trateze un om care ține la tine. Dar eu ce am făcut? Eu am continuat exact aceleși comportamente pe care le-am dobândit de-a lungul vieții și copilăriei mele. Comportamente care nu-mi făceau nici mie bine, nici ție bine, pentru că pe lângă treaba asta de... Uf, a nu avea sau nu lăsa oamenii să aibă grijă de mine, care bineînțeles vine din copilărie. De unde vine chestia asta? Păi, uh, probabil eu când eram mic aveam și eu nevoie de atenție. Eu țin, mi-a zis mama clar, bă, tu ai fost al doilea copil, tu când plângeai ți zis și ție da. asta. Tu când plângeai, ce făceam? te lăsam la tine în cameră, ai plâns două, trei zile, nu După te -a te ai venit, nu a venit nimeni la tine până te liniștit. de acolo n-ai mai plâns nimic. Pe păi, da, bă, tată, dar de atunci nici n mai cerut nimic. Ei nu prea reușesc să pună egal între chestiile astea două, să le vadă gen cum, ce impact are. Pentru că noi am învățat la mentorat și tot men menționăm de mentoratul ăsta, noi avem comunitatea noastră cu care cumva tot lucrăm în fiecare lună, azi miercuri, în moment de reclamă, <laughs> Intrați pe ești mai mult și o să vedeți acolo mai multe detalii. Dar un copil, când se naște, el, prima conexiune pe care o face cu îngrijitorul lui, cu părinții lui, cum e? Prin ținut în brațe, prin ascultat, prin atenție, prin hrană, prin orice. Și care e singurul lui mod în care poate să reacționeze sau să interacționeze cu părinții? Prin plâns. El nu știe altceva. Și dacă tu îl lași undeva și el plânge. El probabil încearcă să comunice într-un fel sau altul cu un singur om pe care el cunoaște, cu un grijitorul ăla care l-a ținut în brațe. Dacă el vede pentru două, trei zile că el plânge, dar nu se întâmplă nimic, el o să pune egal între eu acum plâng sau încerc să fac ceva, nici nu știe cum să numesc. numească, eu acum fac ceva, dar nimeni nu răspunde. Asta înseamnă că de fiecare dată, și lucrurile se întâmplă la nivel inconștient, adică nu vreau să ne gândim acum la nivel rațional, că dacă înțelegem sau nu, nu. Lucrurile astea se întâmplă ca niște procese psihice interioare, subconștiente, inconștiente, pe care creierul nostru le face, pentru că creierul nostru atunci se formează. Și el pune egal, fără să-și dea seama, e pur și simplu un reflex între când eu reacționez sau când eu încerc să, să interacționez cu lumea din jurul meu să le cer ajutorul, nimeni nu o să vină. Sunt singur, nu sunt protejat, nu sunt dorit. Și bineînțeles că părinții nu vor să facă chestia să să fim serioși, adică părinții au zis și ei niște, au citit niște cărți ca că așa trebuie să faci, că ai văzut cum sunt acum, cum erau înainte lecțiile, nu îl băga prea mult în seama că se obișnuiește da. cu bă, lasă mă frate, bă E un copil, mă frate, cum să se obișnească cu prea mult cu binele? Da, Înțeleg... dar uite, nici extrema în care ne ducem acum nu sunt chiar în... de acord cu ea. Înțeleg și chestia asta, dar mai... prefer să-i ofer mai multă iubire decât să nu se simtă Asta iubit. clar, da, adică da. Prefer... da, da prefer să îl iau după aia la final să-l obișnuiesc mai puțin da, decât da. să să-i creez trauma asta doar vreau să închid, scuze-mă că... dar mă rog, au venit cu comportamentele astea, din nou, am făcut și ex exemplu cu mama care mă lăsa să plâng din nou, mama, te iubesc, nu e nicio problemă dar <laughs> e important, suntem adulți, e important să înțelegem impactul asupra acestor lucruri în momentul în care eu am devenit conștient la 27 de ani pardon, în momentul în care am devenit mare, la 27 de ani eu am tras după mine toate comportamentele astea pe care le-am învățat pentru toată viața mea. Până în momentul prezent, până în, relația, până în punctul relației cu tine care era bună, adică tu erai un partener foarte potrivit și care știa să iubească, doar că eu nu aveam o relație bună cu mine. De ce? Pentru că eu încă din copilărie... Ați notat că aveam 19 ani. Da. Și eu 22. Făceam 22. 21. Făceam 22 în aprilie atunci. Păi da, da, la ziua da. ta am fost prezent. Da. Uh, veneam din compilărie unde eu de fiecare dată când plângeam nimeni nu mă lua în brațe. Pentru mine asta a însemnat, bănuiesc, că atunci când eu am nevoie de ceva nimeni nu o să vină, așa că mai bine nu mai cer decât să trec chiar prin suferința de a cere să văd că nu vine nimeni. Am fost lăsat de fiecare dată singur acasă, că mă, părinții mei munceau foarte mult și să muncească, dar nu am simțit căldură, nu am simțit prezență, nu am simțit empatie, nu am simțit foarte multe lucruri care îi sunt necesare unui, unui copil. Bineînțeles că ieșeam în weekendul poate sau mă vedeam cu ei mei seara, dar e nevoie de mai mult pentru un copil. Și asta înseamnă că asta cum se traducea pentru mine? Băi, am avut nevoie de lucrurile astea, nu le-am simțit, eu nici măcar nu mi-am încărcat bateriile astea afective, să zic așa, așa că pentru mine standardul afectiv e aici. Cumva eu nu sunt, nici nu știu cum să reacționez mai sus de atâta. Și în același timp, Probabil că am avut o dată nevoie, am cerut, nu mi s-a oferit. N-am mai cerut a doua oară din nou aceeași chestie. Și trei, veneam cu foarte multe mecanisme noi de apărare, puse foarte, foarte recent în aplicare, venite din timpul liceului, când eu deja aveam, eram pe clasa 10, -a, clasa 11, -a, clasa 12, -a, începeam să am mult mai multă autonomie, aveam un control asupra vieții mele, puteam să refuz, puteam să decid, puteam să iau singur controlul știi, asupra narrativei în viața mea. Moment în care eu m-am văzut cu foarte multă putere dintr-o dată pe mâini, ca orice fel de adolescent, și pentru că eu n-am fost învățat cum să o folosesc, am folosit-o încât să-mi umplu toate aceste baterii care lipseau la mine, fie că e afectivă, de atenție, de respect de sine, de încredere, de etc. Venind foarte debusolat în toată lumea asta, venind, văzând că am multă putere pe, pe mâini de a-mi controla propria viață, am început să fac ce simțeam eu că am nevoie. Să procur atenție, într-un mod sau altul. De la fete, în general, <laughs> asta știam să fac, încercam să ies mereu în evidență, în general, în liceu, mă dezbrăcam când jucam fotbal, simțeam eu că așa, gen, ies în evidență, strigam, urlam, făceam urât dacă dădeam gol pe, la fotbal sau lucruri de genul, miștocărelii, lucruri de genul, nu făceam, nu făceam rău oamenilor, cel puțin nu intenționat, asta a fost un mare atu, dar am venit cu foarte multe lucruri pe care eu le-am luat după mine și am devenit tipul la cumva de gașcă popular, știi, care ieșea în evidență. Lucru care mi-a dăunat foarte mult. Pentru că eu n-am știut să-mi creez relații bazate pe respect reciproc, empatie, ascultare, comunicare. Adică îmi lipseau foarte multe skill-uri. Ele m-au blocat inițial în acea relație toxică de care vorbesc în arta de a te iubi și apoi m-au dus în relația cu tine ajunsesem un om la 21 de ani, mă rog, bărbățel, nu știu cum să-l numesc, la 21 de ani, care își dorea cu adevărat să aibă o relație fericită și te întâlnise pe tine, dar instrumentele pe care eu le aveam la dispoziție și pe care le câștigasem în parcursul vieții erau atât de nepotrivite cu genul de relație pe care mi-o doream, încât eu am ajuns să fac rău relații, cu toate că tu erai un potrivit, din nou. Iar asta mi arată mie că degeaba tu ai omul potrivit alături, care poate să ți ofere iubire, care te poate învăța cum să iubești și cum să primești iubire, dacă tu nu ai interiorul tău deja chestiile astea. Iubirea se învață și lumea nu e de acord cu chestia asta. Dar iubirea se învață de acasă, din copilărie, din educația pe care o primești, din exemplul pe care îl vezi. Iar dacă tu nu ai această educație a iubirii, tu nu o să poți să te lași iubit sau să iubești oricât de mult ai dori asta sau oricât de bun ar fi partenerul de lângă tine. Păi tu n-ai cum să faci un lucru pe care nu-l cunoști. Exact. La fel și cu comunicarea. Tu n-ai cum să vrei să o comunici dacă tu nu știi ce e comunicarea. Tu n-ai cum să vrei să-ți faci un shake dacă tu nu știi ce e shake-ul ăla. La fel și cu iubirea. Nu să asculți, nu poți. Dacă da. tu nu te-a învățat nimeni să stai la masă, să asculți, să, să, auzi cu adevărat ceea ce spune omul, nu doar să asculți, să te gândești la ce o să răspunzi tu, nu o să poți niciodată să cumunci. Postasem eu pe Instagram la început când, când te-am cunoscut. Mă rog, la câteva luni după ce te-am cunoscut, poți vindeca oamenii doar iubindu-i. Mm -hmm. Ce părere ai cu asta? Bă, sunt de acord. Ok. Dar sunt de acord în ce sens? Sunt de acord că iubirea vindecă un om. Pentru că cele mai multe răni pe care un om le are, le are din lipsa de iubire. Perfect de acord. Dar nu vii să iubești omul ăla și să nu te mai iubești pe tine. Nu îi dai omului lui din iubirea pe care tu ți-o dai ție, ci îi dai din restul de iubire pe care tu o produci. Din aia îi dai. Okay. Nu din iubirea care e păstrată pentru tine. Sau, și asta o să fie la lecția 2, îi dai un exemplu, iubindu-te pe tine și arătându-ți cum îți ție limitele, cum da. impui anumite reguli în relație, cum te lași să fii iubit, cum iubești, îi exemplifici și îl vede. Da. S-ar putea pentru prima dată în viața lui să vadă chestia asta. Tocmai. Într-un mod sănătos, cum am, am văzut la tine. Dar în același timp trebuie să-i și comunici care sunt nevoile tale, de ce e important să ai nevoile respective și așa mai departe. Și o să zic că, mamă, nici nu știam că putem să facem chestia asta. Exact, wow! wow. Dar vreau să mă întorc puțin de unde, de unde am plecat. Da. Că tot mă întrebai de copilul interior ca să vezi cât de în spate mă duc. Eu am avut un... Așa, când mă gândesc, nu pot să zic că am avut vreun moment în copilăria mea în care m-am simțit cu adevărat în pericol. Ok. Am avut un singur moment, unul singur, care, care mi-a rămas impregnat în cap, aveam trei ani uh, și după ce am fost martoră la tot momentul respectiv, m-am dus la ei și le-am spus, îți dai seama, na, copil fiind, mm -hmm. le spuneam orice. Și atunci, mă rog, ai mei au vorbit cu mine, la, 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 și a trecut teama aia pe care eu o simțeam în mine, dar în continuare imaginea e încă foarte proaspătă pe retină de parcă am văzut chestia aia cu o oră și în continuare eu nu pot accepta în jurul meu vreun pic de agresivitate. Poate să fie ea verbală, fizică, de niciun fel nu stau în astfel de medi, persoana de lângă mine nu are ce să caute în partea asta, dacă a călcat odată chiar și cu o agresivitate verbală, suntem pa, este limita mea cea mai profundă și uite, aici mi se pare un exemplu sănătos de cum m a impactat un eveniment din copilărie. Pentru că mi se pare sănătos pentru orice femeie și pentru orice bărbat să nu accepte agresivitatea fizică sau verbală. Eu personal nu am acceptat nici măcar ca iubitul meu să se bată în club. sau un exemplu, că erau foarte populare pe da. pe vremea noastră bătăile la club. Nu, nu eram nu. iubitul atunci? Da, dar nu, gen, nu am acceptat niciodată nici măcar un schimb de replici pe care să-l aibă iubitul meu de atunci cu altcineva. Pentru că nu, nu suport chestia asta. Nu, nu. Mi se pare că se strigă toată esența umană cu această agresivitate. Dar, mă rog, unde voiam să ajung? Voiam să ajung la faptul că, așa cum am vorbit în, la ședința de mars de la mentorat, <laughs> că de aici plecasem și aici voiam să ajung, că. Noi învățăm toate lucrurile astea, relațiile și cum să ne comportăm într o relație din copilărie. Fie că vrem să acceptăm, fie că nu. Atunci noi suntem copii, suntem ca un burete, absorbem absolut tot și tot ce vedem ni se pare aia e normalitatea noastră, pentru că ăla e primul nostru contact cu viața extrauterină, ca să vorbim <laughs> complicat, dacă ne dorim și fiind primul contact, ni se pare că aia e realitatea, aia e normalitatea. Și atunci tu asta vii și reproduci în viața de adult. Și atunci cum poți tu compara când tu nu ai cu ce, când ți se pare că asta e normalitatea și că restul sunt scenarii de film și că le vezi doar în filme și le citești doar în cărți. Asta v-am să te întreb, te-ai gândit vreodată de ce ai reușit să transforme acel eveniment într-o lecție pentru tine și care să te ajute să tocmai să eviți genul ăsta de comportamente în viitor? Mi se pare că cam cu toate evenimentele din viața mea am încercat să fac chestia asta. Ea găsește punctul comun, că la 3-4 ani erai destul de mică. Eram, da, cred că felul în care mi-au explicat părinții mei. Știi? Da, pentru că în niciun moment nu m-am simțit vinovată pentru ceea ce se întâmpla. Asta e. Eram doar martorul la un eveniment care avea loc în fața mea, dar nu era, avea legătură cu mine nici măcar o secundă. Tocmai de asta părinții pot avea un impact major. Atât pozitiv, cât și negativ în dezvoltarea uh, emoțională a unui copil. Dacă tu ai avut părinții alături și ai avut cumva siguranța în ei că orice s-ar întâmpla, eu să fie acolo. Dar mai mult, au stat cu tine, s-au explicat evenimentele și cumva s-au coborât la nivelul tău, să zic așa, și uh, s-au asigurat că tu înțelegi în evenimentul la ce trebuie, uh, asta te-a făcut pe tine să iei o cărămidă în plus că tot vorbeam, dar una bună și să o pui în fundația ta, pentru că exact cum vorbeam la început, noi ca și copii, în primii șase ani de viață, toate întâmplările pe care le vedem în jurul nostru, le integrăm în capul nostru ca și scheme psihice. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că dacă A egal cu B, atunci B egal cu C. Dacă s-a întâmplat chestia asta și am văzut asta, înseamnă că, cum a fost exemplu tău cu bătaia, dacă am văzut o bătaie sau dacă eu o bătaie în fața mea și părinții mei mi-au zis că nu e bună, ei pe viitor nu o să o accept. Cum a fost în cazul meu, dacă eu plâng, dar nimeni nu mă, nimeni nu mă ascultă sau nu mai ia în brațe, înseamnă că nu o să mai plâng ca să, pentru că oricum nu se întâmplă ceva. Și astea sunt scheme pe care copiii le fac în minte și ei așa, ei așa descifrează lumea. Ei cumva încercă încearcă să-și să, -și, să -și dea seama singuri de ce se întâmplă în jurul lor. Și ca să ne întoarcem la prima lecție și cumva să o definitivăm, ăsta este motivul pentru care dacă tu nu ai o relație bună cu tine însuți, nu o să poți să ai o relație bună nici cu cei din jur. Toată lumea spune că... lumea spune în general. E cumva o idee foarte bine cunoscută. lumea spune că dacă tu nu te iubești pe tine, de ce te iubești altcineva? Iar eu cred că asta este o idee falsă, pentru că ceea ce simt eu pentru mine nu are cum în niciun fel să influențeze ceea ce simți tu pentru mine. Tu poți să vii în fața mea să vezi în mine un om extraordinar, un om deosebit, un om pe care ai vrea să-l iubești constant. Cu toate că eu în interiorul meu nu mă simt bun de nimic, nu am încredere, nu văd niciun motiv uh, ca eu să fiu iubit. Tu nu ai cum să fii niciun fel impactată de ceea ce simt eu pentru mine. Tu poți să mă iubești pe mine, nu asta este problema. Problema este că dacă eu nu mă iubesc pe mine, nu o să pot să cred sau să văd iubirea ta. Sau să-mi bat joc de iubirea ta. Ceea ce simt eu pentru mine va reflecta ceea ce cred eu că simți tu pentru mine. Da. Asta este, de fapt. Ăsta este de fapt pericolul în lipsa iubirii de sine Dacă eu cred că nu sunt suficient de bun O să cred că și tu crezi același lucru pentru mine Dacă eu cred că uh, sunt uh, mereu vinovat pentru ce se întâmplă O să cred că și tu crezi la fel Dacă eu mă văd inferior eu, cred, eu sunt sigur că tu o să mă vezi pe mine la fel Pentru că noi proiectăm ce avem în interior Asupra celor din jur Părerea mea despre mine O să fie și părerea pe care cred că o ai tu despre mine, așa că dacă eu nu mă iubesc pe mine tu o să poți să mă iubești, dar eu nu o să pot să simt sau să apreciez iubirea pe care tu o simți pentru mine. Da, pentru că relația pe care o ai cu tine dă tonul pentru orice altă relație din viața ta și noi am crescut foarte mult, adică cred că a fost ca o îndoctrinare așa, cu care noi copiii după comunism ne-am ne lovit de chestia asta în sensul că s-a pus egal între a face o prioritate din tine și a fi egoist. Și în momentul în care tu ții cont de ceea ce simți și îți respecti dorințele și impui limite și așa mai departe, înseamnă că te gândești doar la tine. Ceea ce e complet fals. Realist vorbind, este complet fals. Și uh, nici n-am fost. Educați în sensul ăsta de a ne iubi pe noi pentru că dacă ne ducem puțin în istoria noastră gândiți te că în momentul în care ei se căsătoreau o femeie și un bărbat lor nici măcar nu le era cerut acordul mm -hmm. ce pur și simplu trebuiau să se căsătorească pentru că așa voiau părinții pentru avere, pentru a păstra da. Da. ce motive aveau adică nici măcar nu se lua în considerare ce voiai tu ca persoană ceea ce acum în vremurile noastre mi se pare periculos puțin unde am ajuns, în sensul că, da, se pune foarte mult accent pe persoana ta și ai o libertate mult mai mare și poți să-ți asumi cine ești și mă înțelegi ce vreau să zic. Da. Dar se ce puțin în extrema cealaltă cu prea da. multă libertate și nu vreau să intru în detalii că asta este o altă polemică. Dar... Păi, uh... Eu cred că ceea ce se întâmplă acum este urmarea firească a ceea ce s-a întâmplat pentru părinții noștri înainte. Este clar că dacă părinții noștri au venit dintr-un mediu în care erau obligați, părinții, bunicii, că nu părinții, bunicii erau obligați să se căsătorească între ei de către părinți fără să le se ceară acordul, erau blocați într-o relație care știm foarte bine cum erau relații înainte, cu alcool, cu bătăi, da. cu înjurături, cu violențe, cu toate chestiile astea. Bunicii ăia au dat naștere părinților noștri Părinții noștri au crescut În mediul ăla haotic Au devenit și ei adus la rândul lor Având toate prostiile astea băgate în cap Și toate traumele despre care am vorbit până acum Că am arătat cum car după tine toate traumele astea N-au născut pe noi Au împrăștiat asupra noastră Toate modurile Incorrecte și greșite De a-ți crește un copil Iar noi am ajuns extrem de confuzi la finalul zilei, când suntem adulți, pentru că nu știm cum să ne alegem un partener, nu știm care este standardul unei relații fericite, nu știm cum ar trebui să arate o relație fericită, nu știm absolut nimic despre relații și despre iubire. Așa că am ajuns acum într-o lume cu sute de mii de posibilități, la un clic distanță să poți să-ți găsești partenerul pentru seara asta, îți este interior, în mod subconștient, atât de frică să să te atașezi de cineva pe o perioadă mai lungă de 24 de ore și la finalul zilei, bineînțeles că cu toții vrem să fim într-o relație cu cineva, să simțim iubire, dar pentru că nu știm cum se ajunge acolo, ne pierdem foarte ușor pe parcurs. Da, și în același timp mi se pare că este și o lipsă de asumare și de responsabilitate foarte mare. Adică, realist vorbind, uite-te, hai să te, mă dau exemplu pe mine, uite-te la mine la 26 de ani. Nu, nu sunt exemplu bun <laughs> Nu știu, uite la majoritatea oamenilor De 26 de ani, între 26 și 30 Cât de responsabil ți se parție Oamenii respectivi ce... În comparație cu părinții noștri Foarte irresponsabil Asta spun, ceea ce înainte, la vârsta asta aveai și casă și copil și de toate. Nu spun că era ok cum se întâmpla atunci, dar nici cum e în momentul de față să fugi de responsabilități, să fugi de o asumare, să fugi de o relație, să fugi de orice înseamnă angajament din partea ta. Totuși, mie mi se pare că acum, în 2024, generația asta care a fost crescută de copiii bunicilor noștri, care sunt destul de fapt. Păi, uite, că se uite ce se discută. Mi se pare că tocmai se discută niște lucruri care trezesc conștiința asta și trezesc cunoștințele sa. Da, aminte. pentru că noi la nivel mondial suntem într-o etapă de, de creștere, trezire, da. de, de creștere. Și atunci automat că se întâmplă chestia asta și au loc conștientizările și automat că au loc și schimbările. Acum nu știu dacă au loc schimbări atât de înalt pe cât ar trebui, dar măcar e bine că au loc schimbări în comunități mai micuțe, pentru că orice de mică schimbare contează. Nu cred că trebuie să se întâmple lucruri deosebite, cred că tocmai sunt niște lucruri destul de basic care trebuie să se schimbe. Da, dar uite, în continuare eu sunt de acord ca noi oamenii să funcționăm după anumite reguli. Da, normal. Pentru că nu mi se pare că suntem niște ființe care ar putea funcționa atât de liber. Pentru că în momentul în care avem prea multă libertate, omul nu știe ce să facă cu ea și da, e, da. Tot îmi vine să mă duc în subiectul respectiv, dar tot încerc să stau departe mm -hmm. de el, pentru că știu că nu e ok. Mă rog, hai să revenim la oile noastre. Bun. Uh, uh, hai să concluzionăm cumva. Ce uh, mai am o idee da, de spus aici. E mai mult ca o întrebare, afirmație, Eu cum vrei. Mm -hmm. Mi se pare că nu poți să-ți construiești o relație cu tine dacă ești singur. Și prin acest singur mă refer. Mă închid în casă, nu mai cobor nici măcar la magazin să mă văd cu doamna de la magazin. Ok. Ci stau în casă tot ce vreau, un comand, și nu mai vorbesc cu nimeni până nu o să fiu eu bine cu mine. Ok, deci plecăm de la premiza că nu ești bine cu tine. Da, plecăm de la premiza că nu ești bine cu ce, tine. Hai să ne gândim oare ce ferici trebuie să ai mm -hmm. sau ce părți rănite trebuie să ai, încât să nu mai vrei să te vezi cu nimeni. Asta înseamnă că de mult suferă omul respectiv. Îmi dau seama cât de mult suferea. Ok. Deci el în sine și-a pierdut încrederea atât în el însuși, cât și în umanitate în sine. Nu neapărat în umanitate, cât și-a pierdut foarte mult încrederea în el însuși și că știe să gestioneze relațiile cu umanitatea din jurul lui. De ce ai vrea să... De ce vrea să nu te mai vezi cu nimeni? Să zicem că tu îți pierzi încrederea că tu știi chestia asta. Că îți pierzi încrederea că tu poți să gestionezi situația. Dar dacă tu ai încredere de săvârșită că există altcineva în afara ta, în cercul tău de prieteni, care știe să gestioneze situația, nu te-ai duce direct să-l întrebi cum se face chestia asta? Poate că te-ai duce. Dar cred că ai înțeles cumva greșit Nu, am, nu, nu, înțeles. Eu îți spun întrebarea tocmai ca să vedem dacă și-a pierdut încrederea doar în el sau și în el și în lume. În el, că... Gen, nu știu cum să zic ca să mă fac înțeleasă. Uh, relația lui cu el Da Nu există Ok N-are legătură cu umanitatea N-are legătură cu exteriorul Ci pur și simplu El nu are o relație cu el Ce încerc să zic este că motivul pentru care Nu avem încredere noi înșine Este pentru că pe parcursul vieții noastre La un moment dat Am întâmpinat niște persoane alături de care am trăit niște experiențe care ne-au făcut să ne pierdem încrederea noi înșine. Fie că e vorba de părinții noștri, modul în care ne-au tratat, fie că e vorba de, eu știu, profesori, bunici, prieteni, etc. În prima parte a vieții noastre, cineva ne-a tratat într-un mod în care noi să ajungem să ne pierdem încrederea noi înșine. Noi ne construim sau ne pierdem încrederea în funcție de relațiile pe care le avem. Calitatea relațiilor noastre determină calitatea vieții noastre sau calitatea relațiilor noastre determină calitatea încrederii în noi înșine. În momentul în care tu ai atât de zguduită relația cu tine însuți, e clar că ea s-a zguduit în sau în, da, în urma unor experiențe cu oameni din jurul tău. De asta spun că îți pierzi atât încrederea în tine cât și în lume în sine. De asta vrei să te baricate să nu mai vezi pe nimeni. Că tu n-ai mai avea nicio problemă dacă, bă, ok, n-am încredere în mine, dar știu că restul au super, super, bună, încred, au super bună grijă de mine. N-ai avea nicio problemă să te vezi cu ei. Dar intri în casa respectivă și nu mai vrei să te vezi cu nimeni tocmai pentru că tu ți-ai pierdut cu totul încrederea că există cineva acolo care te poate iubi în modul în care tu vrei să fii iubit sau ți-ai pierdut, desigur, de și încrederea că tu meriți să fii iubit în sine. Da, dar în continuare cred că tu n-ai înțeles exact okay. ce am vrut eu să spun, okay. <laughs> pentru că eu oarecum cred ceea ce am spus, și yeah. anume nu cred că te poți vindeca sau că poți să ajungi să ai o relație bună cu tine dacă rămâi singur. Eu îți dau perfectă dreptate cu chestia asta, adică nu, eu nu, nu asta am dezbatut. A, eu asta voiam să dezbatem, A, de asta da. îți spun că nu. Da, eu ziceam că pe lângă încrederea în el, și-a pierdut și încrederea în lume. Asta, lor, da, da, da. De asta să Dar Asta nu vreau oarecum să se facă confuzia asta, că va stau, mă închid în casă ca să-mi construiesc relația cu mine și abia yeah. după ies și îmi fac prieteni și îmi fac relații și îmi fac tot ceea ce e nevoie. Yeah. Nu, noi avem nevoie de relațiile astea interumane. Noi avem nevoie să comunicăm, să ne conectăm cu alții chiar în cartea... Legături pierdute, da scria clar că noi suntem ființe sociale și yeah. că noi ne tragem din triburi și că în triburi suntem învățați să funcționăm în comunități, că acum nu mai sunt triburi. Dar relațiile interumane fac parte din esența noastră ca om ca oameni. Și în același timp, toate relațiile interumane pe care noi le avem oglindesc o parte din noi, pe care noi o avem. Pentru că noi nu avem cum să vedem în persoana de lângă noi ceva ce nu e în noi deja. Toate relațiile noastre sunt o oglindire a cine suntem noi. Și atunci, doar privindu-te în oglindă, îți dai seama ce e neregulă cu tine și unde ai de vindecat și ce ai de vindecat și valabil și invers relația cu noi înșine este o glindire a modului în care noi am fost iubiți tratați, îngrijiți pe parcursul vieții în special în prima parte a vieții noastre Clar. prima parte a vieții noastre ne impactează enorm de am făcut adăugirea de care ziceam înainte că și-a pierdut încrederea atât în el cât și în lume pentru că modul în care el poate să aibă din nou încredere să iasă afară și să se vindece este prin a avea din nou încredere în lume, însă Procesul vine invers acum. Dacă pentru prima parte a vieții tale, încrederea ta în tine, ce crezi tu despre tine ca și om, cât de mult crezi tu că meriți să fii iubit, valoarea ta pe care tu o ai ca om, încrederea în forțele proprii, etc., toate lucrurile pozitive sau negative, sunt determinate de calitatea relațiilor pe care tu le-ai. Dacă părinții au avut grijă bine de tine, dacă te-au tratat cu iubire, dacă au avut grijă să comunce constant cu tine, credem că tu o să ești țiplă. Da. Din, o să ești țiplă, până la 20 ceva de ani o să fii super bine. De ce? Pentru că ție ți se formează foarte bine fundația asta, încredere în sine, a curajului, înțelegi cum funcționează lumea, înțelegi că tu poți să ai încredere în oameni, că poți să te atașezi de ei și că nu se întâmplă nimic, atunci când se întâmplă totuși ceva, pentru că e clar că s-ar putea să te atașești de persoane împotrivite, nu o să iei totul asupra ta, să zici, bă, pur și simplu nu era persoana potrivită, mersi frumos, nu mai vreau, dar o să ai încredere după astea te atașezi din nou. De asemenea, o să ai și această capacitate de autonomie, de independență, o să știi că te poți baza pe tine în cazul în care se întâmplă ceva, adică o să ai încredere în forțele proprii. Pe de altă parte, dacă nu se întâmplă lucrurile astea, dacă părinții nu au o grijă de tine, dacă te lasă singur, dacă te ceartă, dacă te bat, dacă țipă la tine, dacă nu te lasă să-ți exprimi nevoile și dorințele, dacă nu te lasă să fii, eu știu, autonom de când ești mic, adică independent într-un fel sau altul ca să-ți crească încrederea în tine, tu o să ajungi exact cum ai zis înainte. O să ajungi, în primul rând, nu o să ai o relație bună cu tine. Dacă nu o să ai o relație bună cu tine și în curând o să intrăm și în lecția, lecția 2 cu ocazia asta, dacă nu o să ai o relație bună cu tine, o să atragi constant în jurul tău oameni care vor reflecta asta de ce? pentru tine. De ce? Pentru că dacă tu ai încredere în tine, tu oricum nu o să țintești -ți niciodată prea sus. Tu o să te duci pe acolo pe unde ești obișnuit, cu oameni care te înjură, oameni care te scuipă, oameni care te tratează în asol, Bă, pentru că tu asta oricum, tu ești sigur că asta poți să primești, asta poți să gestionezi, tu ai gestionat asta toată viața, te descuci perfect, acolo te duci. Adică tu nu să te duci la cei mai cei oameni care îi vezi că au succes, că sau încredere în ei, nu, că o să-ți fie frică de ei, o să te vezi inferior pe lângă ei, o să zic, bă, n-am ce să caut eu acolo, realizul vorbim, că nu judecăm pe nimeni, dar așa o să o gândești, o să te duci în mocirlă de acolo de unde, unde ai stat toată viața și o să rămâi acolo. Și dacă o să rămâi acolo, ce o se întâmple? O să cazi într-o spirală negativă o să dai din ce în ce mai multe relații care nu sunt potrivite pentru tine, o să-ți facă din ce în ce mai mult rău, o să-ți pierzi din ce în ce mai mult încredere în tine, dacă îți pierzi încredere ce în ce ce mai rău în tine, o să duci în relații și mai nasoale, o să-ți facă și mai mult rău, îți pierzi și mai mult încredere în tine și ajungi să vrei să te închizi în casă, să nu mai vrei să te vezi cu nimeni, să zici că tată, eu aici mă vindec. De ce? Pentru că ăla este modul tău de a te proteja de lume. Tu ți-ai pierdut încrederea în complet că tu mai poți să fii iubit, cât meriți să fii iubit, ai întâmpinat atât de multe experiențe nepotrivite până atunci pentru tine, încât singura ta, singurul tău mod în care te poți apăra de viață și de suferința pe care viața ți-o provoacă este ascunzându-te de viață în sine. Tu nu te duci acolo să te vindeci, tu te duci să te protejezi, pentru că tu nu știi ce e aia vindecare în primul rând. Tu știi doar ce înseamnă frica, ce înseamnă lipsa de curaj lipsa de încredere, știi ce înseamnă suferința și tu pur și simplu vrei să te frești de treaba asta. Cred că oricum până să trecem la următoarea lecție ar fi bine să facem o, o mică concluzie uh, Da, cred că și pentru prima idee, dar și pentru a doua idee da. uh, dar cred că finalizând cumva ceea, subiectul pe care l-ai deschis tu legat de exemplu pe care l-ai dat înainte cred că se va înțelege exact de ce contează atât de mult relația pe care tu o ai cu tine în relația cu cei din jur, cred că în cazul în care se ajunge acolo, tocmai pentru că, exact cum spuneam înainte, ceea ce simți tu despre tine vine din modul în care tu ești tratat de către cei dragi pe parcursul vieții, în momentul în care tu ajungi pe la 20 și ceva de ani, 30 de ani, fără încredere în tine, fără să crezi că meriți mai mult, fără să ai curajul să ceri mai mult, tocmai pentru că pe parcursul vieții tale nu ai fost învățat cum arată iubirea și cum meriți să fii tratat, în punctul în care tu simți că ți-ai pierdut complet încrederea în tine, dar și în lumea din jur, tu trebuie într-adevăr să înveți să te întorci la tine. Nu să stai în casă, pentru că nu o să te ajute cu nimic să stai în casă, dar tu trebuie să înveți cum să ai grijă de tine încât să-ți dovedești în mod neîndoielnic că tu meriți să fii tratat mai bine, tu meriți iubire, tu meriți tot ce e mai bun și tu să faci asta prin modul în care tu te tratezi pe tine, prin a nu-ți mai da voie să fii în relații nepotrivite, adică te rupte total de toate relațiile care nu sunt potrivite pentru tine, poate prin a începe să faci sport, dacă asta rezonează cu tine, ca să ai grijă de corpul tău, prin a citi mult mai mult, încât să poți să ajungi, să ai cunoștințe, să înțelegi de ce s-a întâmplat asta eventual, tocmai de asta e atât de importantă dezvoltarea personală, pentru că îți oferă oarecum instrumente noi, prin care tu să faci față vieții din jurul tău. Urmărirea astfel de, astfel de podcasturi în care se discută ideile astea, pentru că o să, uite, de exemplu, acum noi discutăm despre trei lecții care eu simt că sunt cele mai importante din tot ce am învățat în ultimii șapte ani. Adică e clar că îți salvezi foarte mult timp doar dacă urmărești un astfel de podcast. Adică fără să ne ridicăm pe noi în slăvi. Pentru că sunt mult mai multe podcasturi mult mai bune decât ale noastre. Asta cu, cu, fără dar și poate. Adică ai acces la enorm de multe resurse. Prin a dezvolta o pasiune, poate, încât să înveți să îți satisfaci nevoile, plăcerile, etc. Și apoi, după ce ai învățat să faci lucrurile astea, prin a învăța cum să selectezi mai bine oameni din jurul tău. Pentru că e clar că relația pe care tu o ai cu oamenii din jurul tău te încarcă pe tine, dar și relația pe care tu o ai cu, cu, tine însuți va determina dacă tu poți să ai o relație bună cu oamenii aia. Pentru că, din nou, degeaba alegi tu oamenii potriviți în jurul tău dacă tu ești omul nepotrivit. Și mulți dintre noi ne temem să arătăm către noi pentru că dăm vina pe noi și arătăm, zicem, a, nu, că eu sunt de vină, nu sunt suficient de bun. Dar rămânem acolo, cum spuneai și tu, în starea asta de victimă. Deci, bă, nu, înțeleg că eu am interiorul meu niște umbre, niște părți care nu-mi fac bine și care sunt rănite, dar vreau să încep procesul ăsta de vindecare încât tocmai să pot să iubesc mai bine pe cei din jurul meu. Și în felul ăsta vei înțelege că cu cât e mai bună relația cu tine însuți, cu atât va fi mai bună relația cu cei din jur. Și simt că s-a finalizat prima lecție. Vrei să ne prezinți tu a doua lecție? Uh, sigur. <laughs> nu mai puțin. <laughs> a doua lecție este: oamenii răniți atrag suferința, iar oamenii vindecați atrag iubirea. Exact. Um, oarecum, toată lecția a doua, în viziunea mea, e ciclică. Și de ce spun chestia asta? Pentru că mi se pare că o să fac puțin referire la lecția 1, la prima lecție, în momentul în care noi suntem răniți, ieșim dintr-o relație și cădem în postura de victimă. Fie dăm vina pe celălalt, fie ne învinovățim pe noi foarte mult. Dar nu conștientizăm care e adevărata problemă, și anume că problema e la noi și la cât de mult ne prețuim noi pe noi și la relația pe care o avem noi cu noi, lăsăm să treacă puțin suferința fostei relații și ajungem să intrăm iar într-o altă relație. Dar noi suntem fix aceiași oameni. Uh -huh. Fix aceiași oameni la care s-a mai adăugat o suferință. Și atunci, tu ești tot un om rănit care a intrat într-o relație. Care un om rănit intră într-o relație și ajunge fix în același punct. Ajungi, merge relația de la sine, te desparți, fix aceeași poveste, iar te desparți. Iar Hă, atrag în viața mea numai oameni de nimic, eu sunt un nimic, că eu nu sunt suficient de bun încât oamenii valorosi să vină în viața mea și așa mai departe. Și efectiv te învârți într-un cerc, dar nu-ți dai seama că ca să poți să atragi în viața ta oameni ca lumea, oameni care rezonează cu tine, oameni potriviți pentru tine, că... Uh, un om frumos în viziunea mea poate să fie urât în viziunea ta și poate să nu fie compatibil cu tine, dar să fie compatibil cu mine. De asta zic, dacă tu vrei să atragi oameni care sunt compatibili cu tine, cu care rezonezi, cu care te simți în largul tău, atunci tu trebuie să rupi acest ciclu și cumva după despărțirea asta să te dai un pas puțin în spate. Fix ca experimentul ăla cu bețele de chibrit, uh -huh, știi? Uh -huh, Când da. s a dat un băț în jos, I-a salvat și pe restul, știi? Fix asta trebuie să faci tu acum. Și să realizezi, stai așa puțin, de ce se tot repetă tiparul ăsta? Exact. Ce e în neregulă de se tot repetă care tiparul e ăsta? Care punctul comun care se tot repetă? Da, și uite, acum cât chiar ai zis de punctul comun, stăteam și mă gândeam la o prietenă de-a mea care tot așa, bă, din relație în relație devenea relația mai problematică, mai problematică, mai problematică. Și la un moment dat chiar și ajunsesem să mă gândesc ce se tot întâmplă, cu ea deși alege numai bărbații nepotriviți. Mm -hmm. Până într-o zi, când am primit eu, așa, o scripire de la Doamne-Doamne, și zic, stai, așa, puțin. Că ea a fost în toate relațiile astea. Exact. Stai. Exact. Că problema nu e la ei, problema e la ea. Poate, poate să fie în ambele cazuri. Adică, nu neapărat problema. Da. Da, nu-i ridic în slăvi pe partenerii care sunt toxici, ca să mă înțelegi. Da. Dar n-am cum să te pun nici pe tine pe un piedestal. Pentru că tu, dacă erai bine cu tine, nu mai lăsai toxicitatea în viața ta. Exact, exact. Știai, uite, lucrul ăsta nu-mi face bine, uite, comportamentul ăsta nu mă face să mă simt bine, uite, ieșirile astea mie nu-mi plac. Știai să trasezi niște limite, știai ce-ți place și ce nu-ți place, ce te face să te simți bine și ce nu, nu te face să te simți bine. Și atunci știi ce să alegi și știi pentru ce merită să stai și pentru ce nu merită să stai. Ce-ți merită energia și ce nu-ți merită energia. Dar dacă tu nu știi nimic despre tine, dacă tu știi că ai venit pe pământul ăsta, că te cheamă Diandra și ai 26 de ani, astea sunt singurele lucruri pe care tu le știi despre tine, ce te face în situația asta? Că tu niciodată nu o să poți să te alegi pe tine, pentru că nu știi cum arată acel tine. Și de asta spun cei răniți, repet același tipar. Și nu-și dau seama de ce repeta același tipar. Păi repet același tipar, pentru că ei nu fac nimic în privința lor. Nu că este și singurul pe care îl cunosc Este, într-adevăr Dar în momentul în care vezi că Ceva nu ți iese bine Știi, spre exemplu, faci o rețetă de șnițele Stau un mm -hmm. exemplu Știi, rețeta aia ca pe tatăl nostru Că s-a transmis, că de obicei rețetele astea de șnițel De vază călită, de toate astea Se transmit din generație mm. în generație Și pai Ți s-a dat rețeta aia din Generație în generație Și ai ajuns să o faci tu ai făcut-o prima dată, nu ți-au ieșit bine, a doua oară nu ți-au ieșit bine, a treia oară nu ți s-a frăgezit carnea, a patra oară le iarți, a cincea oară tot așa. Bă, eu nu mai pui prost. Da. Sau bă, eu nu sunt în stare să fac un șnițel. Știi, dar nu te gândești puțin, bă, poate e problemă la rețeta pe care am primit-o. Exact. Hai să analizez puțin rețeta și să văd că poate pun prea puțin ulei și de asta mi se ard. Sau poate las carnea prea groasă și de asta nu se pătrunde. Sau nu mi se pare atât de bună metafora asta pe care ai adăugat-o, încât să înțelegem că nu suntem nici noi problema, nici cei din jur. Adică putem să fim și noi problema, și cei din jur. De deci, cele mai multe ori, problema este la instrumentele pe care le folosim în încercarea de a construi relația cu cei din jur. Problema e la educație. Și când zic educație, mă refer și la educația bunului simț, și la educația sentimentelor, și la educația iubirii, și la. Empatie. La... Da, la tot. Pentru că nu degeaba se spune că cei șapte ani de acasă nu pot fi înlocuiți. Dacă tu nu ai cei șapte ani de acasă, dacă tu nu ai bunul simț, dacă tu nu ai un simț de răspundere, de asumare, un simț de a iubi, de a primi iubire, de a înțelege esența ta pe pământul ăsta până la urma urmei. Pentru că noi ca oameni suntem făcuți să iubim și să fim iubiți de iubit, de copii, de părinți, de prieteni, de așa mai departe. Că nu mă refer doar la relațiile de iubire, ca să înseamnă că dacă nu ești într-o relație de iubire nu ești un nimeni pe pământ. Nu, Doamne ferește. Dar pe noi nimeni nu ne învață asta. Și din nou ajungem la chestia, da, dar nici pe părinții noștri nu i-a învățat nimeni. Da, și uite unde s-a ajuns. E responsabilitatea noastră acum să ne învățăm lucrurile astea și să ne educăm. Pentru că niciodată nu e prea târziu să faci rost de cei șapte ani de acasă și ca să știi tu mai departe după când alegi să faci copii să știi să nu treacă prin ceea ce ai trecut tu nu să perpetuezi același tipar de oameni răniți, atrag oameni răniți ai zis foarte clar și fac și pur și simplu un joc partea mea în podcastul ăsta de dragul de a-l juca dar mi se pare că ai zis tot ce era de spus o să încerc să explic oarecum tehnic, dar și printr-un exemplu de ce se întâmplă lucrurile astea, ca, ca să ne fie mult mai ușor. O, și mai am și eu două idei. Da? Ok. Da. O să folosesc ideea pe care am folosit-o la mentorat săptămâna asta cu uh, Iulia și cu uh, Robert, uh, cei din exemplu de la mentorat. Uh, vreau să ne imaginăm puțin un cuplu. Iulia, care este o femeie foarte caldă, este o femeie empatică, este o femeie care este pregătită să ofere iubire. Și pe de altă parte îl avem pe Robert, iubitul ei, care este un tip care se îndepărtează ușor-ușor de, de Iulia, care se refugiază foarte mult în muncă, care nu prea comunică, care este distant, care este rece. Și vreau să ne imaginăm puțin dinamica asta și să înțelegem ce se întâmplă. Pentru că pare că în momentul ăsta Robert are cumva puterea în relația respectivă pentru că el decide când vrea să plece, când vrea să se implice, cât vrea să fie cu Iulia și par, pare că Iulia este cumva persoana aia bună, dar care are ghinion că stie cu s-a îndrăgostit de persoana neîmpotrivită. Vreau să ne puțin timp înapoi și să facem cumva o radiografie a copilăriei lui uh, Iuliei și a lui Robert. Iulia se trage dintr-o familie cu părinți muncitori, dar care nu au fost foarte, foarte mult prezenți acasă. Tocmai pentru că uh, ei era să muncească foarte mult. Erau niște părinți iubitori. Erau alături de, de Iulia, dar în același timp, din cauza sau datorită succesului în carieră pe care i-au avut, au avut foarte multe pretenții asupra. Iuliei și tot timpul i-au dictat următoarele decizii pe care trebuie să le ia în viață, cu școala, cu facultatea, ce prieteni să aibă, cum să se comporte în societate, ce cursuri să aleagă etc. Ne întrebând și pe Iulia care sunt nevoile ei și ce își dorește, de la ce dorește de la ea și ne ajutând o să își dezvolte încrederea că ea poate să ia să decizii sănătoase pentru ea. În acest moment, Iulia este într o fază în care nu și-a dezvoltat încrederea în ea însăși și în același timp îi lipsește iubirea aceea de la părinți pe care ar fi vrut să o, păstreze, să o, să o primească în copilărie, îi lipsește afecțiunea. Deci ea nu, nu are nici bateria iubirii încărcate, nici bateria încrederii încărcate. Pe de altă parte, Robert în copilărie a trăit într-o familie în care tatăl era, tatăl era foarte mult prezent pentru că nu se implica foarte mult în familie și în foarte multe zile nu venea acasă. Iar mama, fiind foarte supărată în acest caz acasă, și-a încercat să-și consoleze foarte mult această tristețe și această dorință de a primi iubire prin a avea pe Robert și s-a lipit cumva de Robert când era copil. Iar Robert, din cauza faptului că și-a văzut-o pe mama lui tristă și văzând că tatălui nu este prezent, a zis, ok, o să am eu grijă de mama de acum înainte și a asumat acest rol de de salvator. Dar el își dorea mai mult să iasă poate și cu prietenii pe afară fiind copil, dar avea această responsabilitate pentru mama. Și din cauza asta, Robert a înțeles despre iubire, că vine la pachet cu foarte multe responsabilități și cu o obligație foarte mare că te face să renunți la tine, că nu mai poți să-ți urmărești pasiunile și dorințele. Iar în momentul în care s-a făcut mare, Robert, era deja săturat până peste cap de orice fel de relație și de orice fel de apropiere, ba chiar se teme de apropiere pentru că atunci când te apropii de el, lui îi se reamintesc toate chestiile pe care le-a învățat în copilărie, adică faptul că poți să fii năbușit să zic așa, sau eu știu, luat prin toate direcțiile de iubire și că nu mai scap de, de treaba asta. Și pe de altă parte a văzut și acest, cum să zic eu, exemplu de cum, a face, cum poți să faci față situației, l-a văzut la tatăl lui care pleca de acasă. În momentul în care cei doi se întâlnesc, Robert pare cumva un tip care are încredere în el, care uh, se descurcă bine singur cu viața lui, care nu are nevoie de nimeni și de nimic și de obicei ne uităm la oameni și spune, mamă, sunt super încrezători în ei, au totul sub control, etc., dar de fapt Robert este pur și simplu speriat de a avea relații și nu dă nim voie nimănui în viața lui. Dar Iulia nu observă chestia asta. Robert, uh, Iulia observă un bărbat care are grijă de viața lui, care este independent și care se descurcă singur. Care este exact ce are ea nevoie. Are nevoie de un braț puternic pe care să-l ia în brațe, tocmai pentru că ea nu a putut să-și dezvolte capacitatea de a avea încredere în ea, tocmai pentru că părinții nu i-au dat voie să ia decizii singură. Și în același timp simte că acolo se ascunde și sursa de iubire pe care ea și-o dorește. Așa că Iulia se îndrăgostește de Robert, un bărbat... Indisponibil emoțional, în momentul în care ei doi se cuplează, Robert ce știe? O apropiere foarte mare de un om o să te facă să-ți pierzi oportunitatea de a fi tu însuți, nu o să mai poți să te distrezi, nu o să mai poți să te simți bine, nu o să mai poți să ai timpul tău liber, de ce? Pentru că are amintirea mamei lui. Și așa că o să zic ok, sunt cu, sunt cu Iulia, pentru că putem să întrebăm de ce ar fi de acord să fie cu Iulia. Pentru că Robert se teme de afecțiune, dar în același timp și-o dorește. Pentru că el n-a primit afecțiune. El a primit acea năbușire din partea, din partea, mamei, dar nu afecțiune. Și toți ne dorim afecțiune până la urmă. Și a cazat: ok, accept să fiu cu Iulia, dar în termenii și în condițiile mele. Eu stau cât vreau cu Iulia, dacă simt că nu mai stau, plec, mă duc la birou, devin absent, cum era și tata. Prin exemplul ăsta, am vrut să arătăm cum Doi oameni răniți se atrag unul pe celălalt. Unul era rănit din cauza faptului că părinții au fost constant departe, că i-au dictat toate deciziile în viață, că i-au spus ce să facă, ce să nu facă, etc. Iar altul era rănit din cauza faptului că mama a fost, a fost prea mult în jurul lui, încercând ea singură să-și să -și încarce bateria afectivă, folosindu-se de copilul ei, lucru care le-a făcut să se spere de relații. Iar asta arată cum un om rănit atrage un alt om rănit și ei doi se cuplează împreună. În momentul în care tu vii din copilăria ta cu niște răni emoționale, cu niște lipsuri, tu o să cauți inevitabil să-ți umpli bateriile la într-un fel sau altul. Nu să te gândești, Ah, stai că eu grijă de mine la început, mă duc la psiholog, eu știu, încerc să am relații bune. Nu, tu te duci în prima relație care simți că poate să-ți ofere ce ai tu nevoie. Însă exact cum am arătat aici, de cele mai multe ori creierul ne face să intrăm tocmai în relații care nu sunt potrivite pentru noi pentru că într-un fel sau altul în mod inconștient noi credem că acolo este salvarea noastră dar de fapt nu acolo este salvarea noastră ci tocmai acolo ne continuăm povestea de rănire și toxicitate pe care am trăit-o și am tot retrăit-o da și știi că e vorba aia din popor că mă rău, nu vine niciodată singur oare de ce e așa? Pentru că și asta știu sigur, sigur, sigur că am mai spus-o într-un podcast mai pe la început, dar noi oamenii funcționăm pe anumite frecvențe. Și în momentul în care frecvența ta e joasă, atragi lucruri cu frecvență joasă la rândul lor. Anume, perele, boli, oameni cu frecvență joasă și așa mai departe. De asta răniții atrag răniții pentru că sunt pe aceeași frecvență și oamenii vindecați atrag oameni da. vindecați. Pentru că rezonezi. Rezonezi la un nivel nu doar de discuție, ci rezonezi la un nivel mult mai înalt cu omul respectiv. Este ceea ce spuneam eu înainte, de exemplu, la când vii din mocirlă și rămâi în mocirlă. Tu dacă ai trăit toată viața într un încăpere cu oameni care sunt toxici, să zic așa, bazat pe standardele adică au, au stiluri de comunicare proaste, îți fac rău, încearcă să te înțepe cumva într-un fel sau altul, să-ți dea o replică care să te agite. Tu, tu înveți doar stilul ăla de comunicare. Tu nici măcar nu înțelegi cât de nociv este. Pentru că e, singurul, e singura ta limbă da. pe care o cunoști. Tu dacă ai învățat limba, străină, pardon, limba română de la cineva care nu vorbește foarte bine în limba română, tu n-ai putea să-ți dai niciodată seama că tu nu vorbești bine în limba română. Tu zici bă, vorbesc pe română. Ne? Pentru că tu nu, nu, ai cu ce să compari, tu nu ai ne? un standard cu care să compari. Pentru că tocmai tu ai fost crescut aici, jos. Și tocmai de asta, în momentul în care găsești o altă persoană care e ca tine, tu nu prea poți să realizezi oarecum ce e în regulă cu ea, pentru că nu ai cu ce să compari. Dar în același timp, simți o familiaritate. Bă, am mai văzut oameni ca tine, îmi place, simt că rezonăm. Chiar dacă rezonăm la nivel de toxicitate și răni, rezonăm. Pentru că tu nu înțelegi nici termenul de toxicitate, n-ai cu ce să compari, nu înțelegi nici faptul că ai o rană, pentru că n-ai cu ce să compari. Tu simți că suferi, zici, bă, gata, rezonez cu tine, sigur o să fie bine, avem o chimie super puternică, suntem super compatibili, hai să fim împreună. Și este e modul în care un om rănit atrage un alt om rănit Și tocmai de asta, oamenii răniți atrag suferință Și tocmai de asta, dacă nu te dai un pas în spate și nu faci o, un reality check da. Nu o să rupi tiparul, nu o să rupi ciclul ăsta în care ești, Ai o predispoziție spre a te învârti în, cerc, în cercul ăsta dacă nu, dacă nu faci asta Mi se pare foarte dificil să poți să faci pasul ăsta în spate În primul rând, nu-ți dai seama că e nevoie să faci un pas în spate tu zici, bă, asta e viața pe care o trebuie, ce să mai analizez, Nu există altceva. E exact cum vedem noi acum în dimensiunea. Noi suntem în a treia dimensiune sau cum e, 3D, 4D, da. 5D, habar Dar se tot vorbește de dimensiunea 4 a patra, dimensiunea 5 a cincea, dimensiunea 6 a șasea. Noi nu înțelegem la nivel teoretic, dar dacă noi n-am trăit niciodată acolo, nu putem să o concepem. Așa și oamenii care au trăit toată viața în toxicitate, ei nu pot să conceapă altceva. Pentru că nu au întâlnit. Păi nu poți să concepi altceva, dar în același timp nici nu te simți bine unde ești. Clar. Înseamnă că ceva se întâmplă. Te dai, te tragi un, spa un pas în spate și încerci să iei de undeva, să apuci de, de undeva cum? problema. Dar când, când tu ai o rană, de exemplu, pe care nu o vindești niciodată, tu ajungi la un moment dat să nu mai simți durerea. De ce crezi că se întâmplă asta? Nu știu dacă ajungi. Adevărul e că încă o simți, dar nu mai provoacă la fel de multe probleme ca la început. Da, pentru că te obișnuiești. Exact. Trăiești atât de mult într-un mediu care îți provoacă suferință, încât tu nu mai crezi că există altă variantă. Pentru că te obișnuiești cu treaba asta și atât. Păi te obișnuiești, dar în același timp ai niște semne de întrebare acolo în mintea ta. Foarte puțin. Asta zic, mm. e foarte greu să ieși din, din bula asta. Dacă nu vine altcineva să-ți spună, băi, nu e în regulă cum faci și începe să-ți dea exemple prin care să arate că nu, nu așa nu se trăiește. Nu știu ce să zic, nu cred că sunt de acord cu tine. Ok. Pentru că mi se pare că dacă aștept să vină cineva să te tragă de mână, tot în postura de victimă ești pentru că aștept salvarea din altă parte. Ne povesteau părinții noștri de comunism și ne spuneau că nu aveau acces la altceva ca să-și dea seama de alte idei. Nu știau că e posibil să faci altceva cu viața ta și trăiau foarte bine așa. Pe da, Cristian, dar chestia aia era o chestie la nivel de țară, mai departe de țară. Eu te cred, nu. Ai dreptate ai că în momentul ăsta poți să ieși din bula ta mult mai ușor. Dar asta îți spun, dacă tu trăiești într-un mediu care e format din. Gândește cum trăiesc majoritatea oamenilor. Au ăștia, o familie sunt, toxică. Sunt singura da. care îmi pun efectiv existența la întrebări nu, zilnic? Nu ești singură, ești printre foarte puțini, realist vorbind. Ca eu zilnic cred că trec prin procesul ăsta în care analizez dacă îmi place locul unde sunt, dacă sunt fericită, dacă mi e bine, dacă nu mi e bine și așa mai departe. Ești printre puțini norocoși care face chestia Și asta. nu mă doare nimic dacă m-ar și durea ceva. Asta datorită faptului că tu ai crescut într-un mediu bun cum și eu am crescut până la urmă și cei din audiența noastră care se uită acum tu cel de acasă, în momentul în care simplu faptul că tu te uiți acum la episodul ăsta arată că tu deja ieși din bula aia pentru că tu deja ești el deja e interesat de informații de genul ăsta, înțelege importanța dar 80% cel puțin sunt încă prinși în bula aia nici măcar nu conștientizează ce vorbim noi aici uite-te la toate comentariile noastre de pe Facebook, păi, da, de pe da, da. TikTok conștientizează că nu se simt bine da, dar nu văd, o, nu văd o altă opțiune. Asta încerc să zic. Dacă păi, schimba... Părerea mea e că nu văd pentru că nu vor să vadă. Pentru că mai ales în mediul în care trăim în ziua de azi, e greu să nu vezi o altă variantă. Da, putem să dezbatem subiectul ăsta. E, adevărul e că mereu ai opțiunea să vezi și altceva. Bă, dacă te doare, dacă te-ar durea piciorul de aproape să fie amputat, îți dau un exemplu. Așa. Nu te-ai gândi la toate mijloacele posibile cum să faci să afli dacă poți face ceva în privința lui? Nu avem exemplu la birou aici om care trebuie să-și amputeze piciorul de ani de zile și nu o face? A zis, la asumă că merge așa. Și exemplu Exemplul te... nostru din clădire. De da, la... da, da. Oamenii trăiesc așa. Oamenii trăiesc, să... uite, cu durere. Ce fac oamenii când au durerea asta psihică sau stres sau antidepresive. No, uh, no, no, antidepresivele deja sunt high class, iartă-mă că bine, spun. zi tu altceva. Prima dată alcool, e alcool. Alcoolul, da, alcoolul. Petrecerile, distracțiile, femei, păcănele. Pentru ce Pentru că, ce uite, e, apropo de alcool, eu sunt foarte învinovățită de toată lumea din jurul meu, că vezi, doamne, de ce nu mai beau? Da. Eu am patru ani de când nu mai consum alcool și, efectiv, încă, chiar și după atâta timp, de fiecare dată când îi spun unei persoane <laughs> și chiar dacă i mai spus informația asta, adică nu e prima, pentru prima dată când o aude, tot rămâne, păi da, de ce nu bei? Că așa e frumos, când ești la masă la restaurant, să bei, să la la la. Bă, nu, asta e normalitate, adică normalitatea e cum ți-o croiești tu, dar... Și tocmai, este atât de bine întipărită, câți oameni în ultimii ani nu ne-au luat peste picior, ne-au zis că suntem diavolul pe planetă cu ce spunem și, și bă, Deandra, mă uit eu la mine nu pot să-mi dau seama cum ar putea să crede cineva că facem rău cu ceea ce facem. Și totuși există oameni care cred că este asta. Pentru că societatea este atât de prinsă în această suferință și în această frică încât ei nu văd că există o care de scăpare. Ei zic, ăla a avut noroc, ăla a furat și a dat în cap, ăla nu știu ce. Toată lumea este despre... a găsit vinovatul. Hai să-ți spun o chestie că acum mi-a mi picat. Uh, ei nu vor să vadă, pentru că chiar și cazul de care vorbeam mai devreme caz prezent știa care e soluția. Da. Doar că a ales da. conștient da. să nu meargă spre soluția asta. Pentru că era frică de riscurile care vor veni dacă acceptă soluția asta. Exact. Același lucru se aplică și acum. Tu știi că te simți de tot căcatul, iertați-mi expresia, în relația respectivă. Da. Sau lângă omul respectiv. Știi că poți oricând să apelezi către alte variante. Pentru că acum trăim în secolul internetului afli tot, vezi tot și așa mai departe. Dar nu vrea să facă chestia asta. De ce? Pentru că chestia asta ar implica să rămână singur sau singură. Și trebuie să dea piept în piept cu singurătatea. Ar implica să se bată cu singurătatea. Cu lipsa de încredere. Da. Cu lipsa de curaj, de iubire, da. de putere. Da. Pentru că în momentul în care accepti că varianta asta este cea potrivită pentru tine trebuie să-ți pui întrebarea sunt sau nu pregătit să, accept, să să fac ceva în privința asta. Dacă spui nu sunt pregătit, trebuie să-ți accepti propria decizie de a nu exact. face ceva în privința asta și asta te doare pe tine, ți afectează ție din nou mai mult sinele <coughs> și dacă zici sunt pregătit, dar eșuezi, asta te bate și te doare și mai tare. Da, Pentru și că dacă... ai încercat și ți-ai dovedit că nu poți. Și dacă acționezi și poți. Aici e secretul. Și ideea e că acțiune, toată lumea poate. Nu, e, nu există cineva, la câte resurse sunt. Și adevărul e că până nu până nu te dai bătut, nu ai cum să pierzi. Adică cât timp da. continui. Dar oamenii sunt atât de siguri că nu poți că nu sunt destul de buni și că nu au încredere în ei, încât ei la nivel rațional își dau seama că există o altă soluție. Dar asta că, îți spun, deci da, își dau seama. Își dau seama, dar pentru că nu vor să se vadă ieșuând Asta și nu simt. vor să simtă cum este să nu poți sau să, no. să ți se dovedească că nu e suficient de bun. Eu cred că eu, frica de a ieșua e pe ultimul loc și hai să-ți spun de ce. Cred că frica cea mai mare e de a rămâne singur. Și abia să după... zicem, că sunt, să zicem că sunt oameni singuri. Ce, ce, ce poate? poate? Sunt oameni care tocmai au nevoie să aibă din nou încredere în alți oameni. Și să aibă pe cine A, așa adică da, să da mai buză, așa da, e, da, 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 da. Mă refeream strict la situația în care ești într-o relație, într-o relație nu te simți bine, da. știi că ai alte variante, dar vrei să nu le vezi, pentru că știi ce ar implica dacă ai ști care sunt următorii pași pe care tu iei de parcurs. Și primul lucru care s-ar întâmpla e că ai rămâne singură. Da. Eu văd totuși foarte mulți oameni în ultimul timp care se feresc de alți oameni și de relații tocmai pentru că nu mai vor să trăiască prin, sau să treacă prin suferința de a avea pe cineva în jur. Și asta, dar cred că la fel de mulți sunt și cei care da, sunt da. în relații și știu că sunt în relații de nimic, dar aleg să... Dacă vrei să te duci la cauza adevărată a, și să e valabil în ambele cazuri, indiferent că ești într-o relație și ți-e frică să te desparți, indiferent că ești singur și ți-e frică să intri într-o relație, cauza reală este frica că tu nu meriți iubire. Da. Ambele da. cazuri. Da. Tocmai de asta este atât de important procesul de iubire de sine. În momentul în care nu mai depinde condiționarea asta de altcineva și tu îți dovedești ție că meriți iubire și cum îți dovedești, exact cum am zis înainte, încep să ai grijă de tine ca și cum ai fi un alt om pe care îl iubești, ți se încarcă bateria iubirii. Da, și asta ne duce la acest postul legat de prima lecție: că pe tine te poate iubi un om dacă, dacă tu nu te iubești pe tine, dar da. tu nu de o să exact. crezi niciodată că omul respectiv te iubește, și pentru că ți-e -ți e frică să fii iubit. Exact. Tu crezi că nu meriți iubirea asta. Și asta te duce la lecția 2. Da. Oamenii răniți atrag oameni răniți, oamenii vindecați atrag oameni vindecați. De ce? Pentru că în momentul în care ce? ești vindecat și simți că meriți chestia asta, o să atragi oamenii la fel de bine ca, ca tine. Și oamenii răniți care se învârt în același ciclu și atrag tot oameni răniți, ajung să se învârtă în același ciclu pentru că nu vor să se oprească și să conștientizeze. Exact. Și acum, lecția 3, ziua tu te rog. Conștientizarea. Conștientizarea, dar nu e suficient. Îmi pare rău, așa mi-a fost predat. Da. Conștientizarea este primul pas da. dar este doar primul pas asta e important să înțelegem, asta e un asterisc asta, conștientizarea este primul pas dar este doar primul pas și de ce zic asta ai văzut și la noi în comunitate, mai sunt oameni care zic gata, pentru mine a fost suficient, mi-a plăcut, da. am conștientizat tot ce era nevoie, acum sunt, știu ce trebuie să fac nu e suficient să conștientizezi să conștientizezi este ca și cum ți-ai dat seama că ai o carie în gură dar nu faci nimic în privința asta gata, știu de unde vine durerea acum totul o să fie mult mai bine nu, până nu îți faci tratamentul de care ai nevoie ca să treci sau să elimini acea durere, să treci peste acea durere acceptarea conștientizării, asumarea conștientizării și luarea de acțiune da. sunt trei elemente, înțelegere Momentul în care înțelegi. Înțelegere este exact ce am explica noi acum. Explici procesul, cum se întâmplă, adică înțelegi cum ajung toate lucrurile să se lege între ele. Asta te face să conștientizezi poziția în care ești și tot ce s-a întâmplat. Iar trei este acțiunea. Să faci ceva în privința asta. Și uite, că iar ajungem la relația ta cu tine. Ți-ar fi mult mai ușor să treci prin pașii ăștia de conștientizare, înțelegere, luarea de acțiune dacă tu te simți mereu în siguranță tu cu tine. Mm -hmm, da. Da. Și siguranța asta, credința asta în tine Ți-o poți da doar tu Da De asta e atât de importantă relația pe care tu o ai cu tine Pentru că chiar dacă e o relație bună cu tine Asta nu îți garantează că nu o să te mai lovești de obstacole Corect Tocmai, o să te lovești de obstacole Dar o să te ai pe tine alături O să știi că orice s-ar întâmpla Tu te poți întoarce la tine Și că e bine la tine E safe space ceea ce tu când toată viața ta ai încercat să fugi de tine și de timpul petrecut cu tine și de a fi în armonie cu tine tu nu ai unde să te întorci nu ai unde să te duci nu ai una acasă și asta te sperie atunci da, tocmai de te simți singur atunci când ești doar tu cu tine tocmai de te simți speriat pentru că tu nu găsești sursa asta de încredere de protecție adică tu nu ai ce altă mână să ții. Dar în momentul în care tu vezi siguranță în tine, tu vezi una casă în tine, oriunde te duce sau oriunde ai fi în lumea asta, te simți protejat. Mie când mi se spunea chestia asta că băi Andra, tu nu trebuie să-ți mai găsești mijloacele de, de, siguranță în alții sau în obiecte sau în împrejurări sau așa mai departe, tu trebuie să ai toată siguranța în tine. Păi ziceam, Păi, asta e nebună, ce ne să spune mie chestia asta? Cum adică să am toată siguranța în mine? Păi cum că dacă eu conduc pe o stradă și mie mi se face rău, ce siguranță pot să am eu în mine că din moment ce mie mi se face rău? Păi și am ajuns câțiva ani mai, mai încolo să înțeleg cu adevărat ce înseamnă asta și nu doar să o înțeleg, ci să o simt. Mm -hmm. Și totul se schimbă la 180 de grade. Pentru că nu-ți mai e frică să faci să impui limite, să faci lucrurile care simți că. să iei acțiune în privința lucrurilor care simți că nu-ți fac cinste, nu sunt la nivelul așteptărilor tale. Nu-ți mai e frică să faci lucrurile astea. Pentru că, ce se poate întâmpla cel mai rău? Să rămâi fără omul respectiv sau să nu faci acțiunea respectivă. Și ce se întâmplă? rămâi tu cu tine. De Ceea ce tu cu tine, ție nu ți e frigă frică de tu cu tine, ție îți place tu cu tine. Și atunci n-ai nimic de pierdut. Decât ceva ce oricum nu era menit să fie pentru tine. De asta simt că iubirea de sine e un pas atât de important în procesul ăsta de vindecare emoțională. Pentru că în momentul în care tu înveți să te reîncarci pe tine din înăuntru, Exteriorul tău se schimbă, viața ta se schimbă Când tu te schimbi, viața ta se schimbă Când tu ai o relație bună cu tine, ai o relație bună cu cei din jur Când tu ești vindecat, atragi vindecare Când tu ești conștient de tot ce se întâmplă în jurul tău Îți dai seama ce trebuie să faci cu restul vieții tale De asta, astea sunt cele, cele mai puternice trei lecții Care te vor ajuta Nu doar să ai o relație fericită fără să mai suferi Să o viață fericită Și tocmai de asta cred că este atât de important ca... toți cei care privesc acest episod să înțeleagă că puterea este în ei, că indiferent de locul în care se află în momentul ăsta, ei pot să facă o schimbare și au dreptul să facă o schimbare, indiferent de mediul din care au venit și că viața pe care și-o doresc este posibilă pentru ei, fără absolut nicio excepție. Numai că, na, procesul e dificil, cu adevărat e dificil, dar merită. Dacă ai, dacă ai resursele potrivite, dacă ai oamenii potriviți în jurul tău, dacă ai ghidarea potrivită, devine un mai ușor. Îți mulțumesc pentru acest episod <laughs> care a spart gheața că unde noi am fost prezentă de mult, recunosc că am avut emoții. Simțeam că nu știu ce o să zic, că nu, nu îmi găseam locul deloc. Eu îți mulțumesc și îți mulțumesc pentru toată uh, valoarea pe care o aș fi zis în episodul ăsta pe care a dus în episodul ăsta dar pentru toată valoarea pe care o duci în toată viața mea majoritatea lucrurilor pe care le știu le știu de la Diandra ea din păcate nu a stat atât de mult în fața camerei ca și mine dar mă bucur acum că e mult mai prezentă și în podcasturi și în activitate și în tot ce facem și mă bucur că face asta oameni frumoși sper din suflet că v-a prins bine acest episod. Sper că ați înțeles care sunt cele trei lecții care te pot ajuta să ai o relație fericită, fără să mai suferi, le mai repet o dată. 1. Avem, dacă nu ai o relație bună cu tine, nu poți avea o relație bună nici cu cei din jur. 2. Oamenii răniți atrag suferință, oamenii vindecați atrag iubire. Și 3. Conștientizarea este primul pas, dar este doar primul pas. Dacă vreți să mergeți mai departe de conștientizare și să faceți ceva în privința asta. Noi vă așteptăm cu drag în comunitatea noastră privată, de care am tot menționat până acum. O să găsiți toate detaliile pe aici, mai mult.grom. Acolo o să primiți din partea noastră acces în comunitatea noastră unde toți cei care fac parte din ești mai mult sunt pe acest proces sau sunt în acest proces de iubire de sine, de vindecare emoțională. Uh, o să aveți acces la toate întâlnirile cu mine, cu Diandra și cu restul mentorilor, care sunt de 3 ori pe săptămână de la ora uh, 20 ora României, și o să aveți acces la tot ceea ce facem exclusiv pentru membrii comunității noastre. Așa că vă las linkul în primul comentariu sau în descriere, puteți să vedeți acolo mai multe. Iar noi, Diandra, ne vedem la următorul episod. Îți mulțumesc din suflet că ai fost aici. Uh, cred că nu următorul. Următorul episod pe care îl filmăm împreună. Ah, ok. Următorul pe care îl filmăm împreună. Dragilor, care de fiecare dată vă las acum aici un episod pe care vă recomand să-l urmăriți din seria podcastului Arta de iubim și până data viitoare. Nu uita, ești mai mult decât crezi și a venit momentul să-ți dovedești. Salutare!